aceasta nu trecut nepăsător să nu-ți facă chemare. Nu trecut nepăsător Dumnezeu să nu se oprească la ușa ta. Nu trecut nepăsător să nu te țină de mână, vă dat să fie numele Domnului. Și cred că nu trecut nepăsător să nu lase Duhul Sfânt și să te aducă pentru că vrea să lucreze. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că poate toată noaptea ce ai gândit și ai venit cu cauza ta, cu dorința ta, ca în dimineața aceasta și nu știm cum să-L înduplecăm, ca El să intre ca mare preot și ca mare medic, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta noi, acei ce ne-au binecuvântat Dumnezeu cu dragoste, cu bucurie, putem să-L înduplecăm. Putem ca să-L oprim. Putem ca să-L îndurăm, să spunem, Doamne, am nevoie de Tine după, în dimineața aceasta. Dacă m-ai ales și m-ai adus și m-ai binecuvântat cu viață, cu lumină, vreau să nu treci pe lângă mine, ca să nu mă binecuvântez cu binecuvântarea Ta. Vreau să nu treci pe lângă mine, ca să nu țântești în mânurile Tale perforate peste rana mea, peste boala mea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Numai El poate. Cum poate Dumnezeu ca să vină, să lucreze, slăvit să fie numele Său? Dacă îl chemăm din dragoste și să-i spunem, Doamne, nu trece, am nevoie de Tine, împlică-Te în rugăciunea mea, împlică-Te în cauza mea, Doamne, nu mă părăsi, îmbracă-mă cu putere, cu har. Vine omul lui Dumnezeu și spune, Te las, Doamne, că și m-ai ridicat și n-ai lăsat vrăjmașii mei să se bucure de mine. Și noi ne-au dat posibilitatea să spunem, Te las, Doamne, Aleluia. Nu mai lăsați într-un spital, Emanuele! Te nalți, Doamne! Ai avut milă de soția mea, de copiii mei, de nepoții mei! Te nalți, Doamne! Că m-ai adus în cortul Tău! Te nalți, Doamne, pot să stau cu Tine de vorbă! Doamne, bunătatea Ta este mare în dimineața aceasta! Depinde de Tine și de mine, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că un om vrea să-L vadă pe Domnul Iisus cu atâta dragoste, cu atâta scumpătate, cu atâta bunătate, lăudat să fie Domnul. Și-o venit de-aia la mulțime, nu putea să-L vadă. Dar să nu uit, că toată noaptea când păzit, m-a păzit. Omul acela care este în slavă, meu lui Dumnezeu, aleluia, trăiască Domnul! Toată noaptea poate o închis mânurile peste tine și te-o pregătit pentru dimineața aceasta, chiamă-L din dragoste împreună cu mine. Chiar dacă nu ești pocăit, chiar dacă ești pocăit, chiar dacă nu ești bolnav, chiar dacă ești bolnav, cel bolnav are nevoie în dimineața ta. A El cu putință lăudați cu fie numele Domnului. Și s-a suit în copacul acesta. Era mic de statură. Și vedem că și Domnul Iisus, când nu trecut pe acolo și-o întins privirea. Toată noaptea o primă singerul să te păzească, să mă păzească. Aleluia! Pentru că știu că sunt sărân. Vrea să mă unge. Vrea să mă sepe. Vrea să pune gunoi. Aleluia! Trăiască Domnul! Și mai vrea să facă ceva. Spune-i să nu-ți fie rușine. Doamne, vindică-mă, sunt bolnav, slăvit să fie Domnul. Când m-a văzut Domnul Iisus, uitat din dragoste și i-a spus, Zachee, trece.
aleluia! Te-o chemat pe lume, căci vrea să-ți vorbească, vrea să intre în casa ta, vrea să intre în boala ta, vrea să intre în inima ta, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Doamne, plică-te în rugăciune! Plică-te în cauzele noastre, lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu, dă-te jos! Vreau să stau în casa ta. Vreau să stau la masa ta de nou. Domnul Iisus vrea să se oprească. În dimineața aceasta, El este bucătarul, aleluia! Vrea să împărțească, trăiască Domnul! Doamne, intră printre rânduri. Avem nevoie de Tine, Doamne. Doamne, îmbracă-ne cu putere, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt, Doamne, îndură-te de noi! Pentru că Tu știi să te îndur. Cum se îndură Dumnezeu de noi, este mare. Cea mai mare bunătate este a lui Dumnezeu. Și ce suntem noi? Comoară. Comoara lui Dumnezeu, averea lui Dumnezeu. Și El vrea să ne umple cu Duhul Sfânt, vrea să ne elibereze, vrea să ne ierte, vrea să ne vindice. Aleluia, suntem comoara lui Dumnezeu, aurul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Doamne, chiar dacă am năpăsuit, aleluia, dar am împătrit. Măriți să fie Domnul. Când vine mântuirea, când vine marele preot, când vine marele mediu, când vine Duhul Sfânt și te cercetează, orice boală ai avea, uite. Orice neputință ai avea, uite. Orice greutate ai avea, uite. Pentru că o spus că te ucenici, nu mergeți de aici. Până când o să lăs peste voi puterea mare. Aleluia! Doamne, lasă peste noi, Doamne! Valul Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt, dragostea Ta! Slăviți să fie Domnul! Suntem într-o jertfă de rugăciune, vrem să le duplecăm! Vrem să, Doamne, unește-ne! Amin, Doamne! Să ne ridicăm în picioare și dacă aveți cauze înaintea lui Dumnezeu. Cauză.